Slăviți să fie Domnul, frate și surori. Avem un Dumnezeu care poruncește și astăzi furtunii și vântului și ploii și grindinei și soarelui dacă e nevoie. Slăviți să fie numele Lui. Haideți în fața cuvântului Lui cel Sfânt să deschidem cu reverență Biblia în Cartea Genesei, capitolul 48, și în această dimineață citim de la versetul 1 până la versetul 11, inclusiv pagina Scripturii 55, The Book of Genesis, chapter 48, starting in verse 1 all the way to verse 11. Genesa 48 cu 1 spune astfel. După aceea au venit și au spus lui Iosif, tatăl tău este bolnav. Și Iosif a luat cu el pe cei doi fii ai săi, Manase și Efraim. A dat de știre lui Iacov și i-au spus, iată că fiul tău Iosif vine la tine. Și Israel și-a adunat puterile și s-a așezat pe pat. Iacov a zis lui Iosif, Dumnezeul cel atotputernic mi s-a arătat la Luz, în țara Canaan, și m-a binecuvântat. El mi-a zis, te voi face să crești, te voi mulți și voi face din tine o ceată de popoare. Voi da țara aceasta seminței tale după tine ca să o stăpânească pentru totdeauna. Acum cei doi fii care ți s-au născut în țara Egiptului înainte de venirea mea la tine în Egipt vor fi ai mei. Efraim și Manase vor fi ai mei, ca și Ruben și Simeon. Dar copiii pe care i-ai născut după ei vor fi ai tăi. Ei vor purta numele fraților lor în partea lor de moștenire. La întoarcerea mea din Padan, Rahela a murit pe drum lângă mine în țara Canaan, la o depărtare bunicică de Efrata, și am îngropat-o acolo, pe drumul care duce la Efrata sau Betleem. Israel s-a uitat la fiul lui Iosif și a zis, cine sunt aceștia? Iosif a răspuns tatălui său, sunt fiii mei pe care mi-a dat Dumnezeu aici. Israel a zis, apropie-i, te rog, de mine ca să-i binecuvintez. Ochii lui Israel erau îngreunați de bătrânețe, așa că nu mai putea să vadă. Iosif s-a apropiat de el și Israel i-a sărutat și a îmbrățișat. Israel a zis lui Iosif, nu credeam că am să-ți mai văd fața și atât că Dumnezeu m-a făcut să-ți văd și sămânța. Amin. Amin. Băi, vi se reocupați locurile, frate și surori. Întâi de toate aș vrea să zicem din toată inima toți, din toată inima și cu toată gura, slăvit să fie Domnul. Amin. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în această frumoasă dimineață și dau slavă lui Dumnezeu pentru oportunitatea aceasta care o am să fiu împreună cu dumneavoastră. De data aceasta am venit din partea familiei doar eu, n-am mai venit cu nimeni pentru că ieri a trebuit să slujesc la o nuntă în Atlanta. Apoi, după terminarea nunții, am zburat aseară târziu spre Phoenix, iar după ce se termină slujba, dacă Domnul ajută, am să zbor spre California să fiu după masă la noi la slujbă. Mulțumesc Domnului care m-a ajutat să ajung la dumneavoastră și să fiu împreună cu dumneavoastră la această frumoasă sărbătoare. Mulțumesc familiilor care m-au invitat să fiu și sunt onorat să fiu la sărbătoarea lor. Trei binecuvântări frumoase trebuiau să fie, a rămas doar două în această zi, și după cum știți, copilul fratelui Cristi, Chigoroșiță, după cum s-a anunțat, este în spital. Cristi ar fi vrut tare mult să fiu prezent la sărbătoarea familia lor, dar așa rândui Domnul, credem că Dumnezeu va lucra cu vindecare. Amin. Și îl purtăm în rugăciune pe micuțul Ezra ca Dumnezeu să-i dea sănătate. Amin. Mă bucur să văd familiile care duc copii la binecuvântare, familia Waida, familia Mateu, familia Muntean, familia Forgaci, cu acești doi copilași. Ne rugăm ca Dumnezeu să lase binecuvântarea peste ei. Amin. Mulțumesc și fraților slujitori din loc, fratelui Nelu, fratelui Jean, pentru oportunitatea care mi-au dat să slujesc în această zi și dumneavoastră, pentru că mi-ați dat ocazia să vă slujesc în cuvânt și vă rog să vă rugați pentru mine ca Domnul să dea ungere de sus. Amin. Vă aduc salutări din partea Bisericii Tabor, pe care o slujesc. În această dimineață sunt cu Steven Mateaș aici. Știam cumva oarecum devenirea lui aici. Steven slujește în leadership-ul de la tineret. Domnul l-a binecuvântat să slujească și în cântare și în cuvânt. Mă bucur să fiu împreună, mă bucur să mai văd și pe ceilalți frați de la Tabor, care ați fost cândva la Tabor și acum sunteți aici. Mă bucur să vă văd pe toți.
mă bucur să-l aduc pe Cristi Chimici aici din nou, să mă întâlnesc cu el, Domnul să-l binecuvinteze și pe el. Mă bucur să-l aduc pe toți rudeniile mele care le am aici. Mă bucur, este harul Domnului să fim împreună. Mai fac datoria să las un bagaj. Când am fost la Atlanta, m-am întâlnit cu fratele Radu Munița, pentru cei ce îl cunoașteți sau mai aduceți aminte de el, fratele Sandu Moș, și m-au rugat să vă transmit salutări, așa că îmi fac datoria să îmi țin cuvântul, să vă aduc saluturi sfinte din partea lor, de asemenea și din partea familiei mele care a rămas acasă. Timpul se duce tare repede și aș vrea să zăbăvim puțin în cuvântul Domnului. L-am întrebat pe Jean, când a fost ultima dată la binecuvântare aici și am predicat o predică, dar n-am terminat-o. Și mi-a dat data când a fost. Știam că am fost la binecuvântare, erau atunci două binecuvântări, era în familia lui Randy și cred că a lui Dănuț Petrișor. A fost atunci două binecuvântări la care am slujit. Și atunci am început să vorbim puțin despre copiii noștri dați ca binecuvântări și pentru cei ce ați mai fost atunci aici, am vorbit ce să nu facem pentru ca să nu pierdem copiii dați ca binecuvântări de Dumnezeu. Și atunci doar vă reamintesc pentru cei ce ați fost atunci aici că am vorbit ca să nu pierzi binecuvântările acestea, să nu ai favoriți în copii, pentru că favoriții te vor răni cel mai mult. Apoi a spus că prin păcat poți să pierzi binecuvântările sau prin vorbe ușuratice vorbind cuvinte care rănesc copiii. Cam așa a fost în mare mesajul și v-am promis că am să continui când vin la binecuvântare și acum trebuie să mă țin de cuvânt. Și partea a doua a mesajului care era atunci pregătit, să vorbim puțin această dimineață cu ajutorul Domnului la ceea ce trebuie să facem noi ca să păstrăm copiii ca binecuvântări. Copiii ne-au fost dați ca binecuvântări, atunci se citea Psalmul 127 și de aceea în această zi cu ajutorul Domnului aș vrea să ne uităm la copiii dați de Domnul ca binecuvântare. În textul care a fost citit, versetul 9, spune cuvântul Domnului atunci când Iacov a întrebat cine sunt aceștia, Iosif a răspuns cu o expresie adevărată și profundă și a spus sunt fiii mei, sunt ai mei, fiii mei, care mi-a dat Domnul aici. Sunt fiii mei care mi-a dat Domnul aici. Și de aceea, în această dimineață, cu ajutorul Domnului, aș vrea să privim puțin la acest mare adevăr al faptului că avem copii care mi-a dat Dumnezeu ca binecuvântare, ei sunt de la Dumnezeu și trebuie să tratați ca așa tare. Și aș vrea să vedem cum putem să îi păstrăm ca binecuvântare chiar când vor crește mari și ne vor aduce, dacă Domnul ține viață, nepoți sau chiar strănepoți, după cum sunt familii chiar astăzi la binecuvântare care au patru generații. Fratele Dan Oaide mi-a trimis un mesaj de dimineață, azi dimineață, și mi-a zis, frate Gabi, să spun cât suntem noi în familie. Și Psalmul 127 spune ceva acolo tare important, zice că cine își umple tolba de săgeți cu ei, când sunt la tinerețe, apoi zice, când vor sta cu vrăjmașilor la poartă, nu le este rușine. Și mi-a spus, frate, părinții mei au avut în total 10 copii, au avut care s-au căsătorit, 7 au fost căsătoriți, 50 de nepoți și soți și soții de la nepoți, 24 și strănepoți, mă scuzați, 62. În total, împreună cu sora Lidia și cu fratele Lie, care a plecat la Domnul, erau total 153 de persoane până acum în familia Oaida. Domnul să-i binecuvinteze! Este o familie binecuvântată, cu mulți copii și s-a ajuns până la a patrulea neam, încât și strănepoții să-i vadește un har de la Dumnezeu. Vreau să privim în această dimineață și mesajul vreau să-l intitulez cu ajutorul Duhului Sfânt cum poți păstra copiii ca binecuvântare de la Domnul. Vreau să fie un mesaj practic, având în vedere că Dumnezeu a binecuvântat bisericile noastre cu mulți copii. Și mulțumim Domnului pentru aceasta. Și vreau să păstrăm copiii noștri ca binecuvântări date de El. În primul rând, ca să îi păstrăm ca binecuvântări date de El, trebuie să înțelegem de unde vin copiii noștri. Copiii noștri vin de la Domnul. Versetul 9, dacă mă puteți ajuta, tare m-aș bucura, spune așa, sunt fiii mei pe care mi-a dat Dumnezeu aici.
Copiii noștri nu sunt rodul întâmplării, dragii mei, ci ei vin de la Domnul. Dumnezeu mi-a dat, pune, lasă puțin versetul pe ecran, te rog frumos, mi-a dat Dumnezeu aici. Cuvântul acesta, Ada, verbul Ada, în limba ebraică, este cuvântul Nathan. Nathan, de unde am luat noi nume și am pus copiilor, Nathanael. Dumnezeu a dat. Dumnezeu a dat. Copiii noștri ne-a dat Dumnezeu. Ei nu sunt rodul întâmplării, deși copiii vin pe cale naturală și nu toată lumea este interesat că vin de la Dumnezeu. Totuși, chiar dacă vin pe cale naturală, toți copiii sunt rânduiți de Dumnezeu. Sunt îngăduiți de Dumnezeu să se nască. Chiar dacă în rodul nașterii nu este, copilului nu este dintr-o relație bună. Totuși, copiii sunt rânduiți de Domnul. Înțelept este părintele care știe că Dumnezeu i-a dat copilul care se naște. Și Dumnezeu este Cel ce ne dă copii. De fapt, cuvântul Nathan, a da, semnează a fi vrednic sau a ți se încredința ceva. A fi de încredere ca Dumnezeu să-ți dea ceva. Asta semnează Nathan. Să ți se acorde încredere de la Dumnezeu să ai copii. Ce ce aduceți copii acum la binecuvântare în această dimineață? Probabil că v-ați dorit copii și Dumnezeu v-a dat copii și copiii care vi-a dat Dumnezeu, El vi-a dat încredințându-vi în grija voastră, considerându-vă vrednici să creșteți copii. Probabil unul dintre dumneavoastră îl cunoașteți pe fratele Mircea Bodârlău. Omul acesta pentru care am o deosebită stimă, este un om al lui Dumnezeu, o cunosc de mulți ani de zile. Mi-a spus 14 copii. Soția lui anul acesta a trecut la Domnul, la 63 de ani. Am rămas copiii necăsătoriți în urmă, necăjit. Am discutat cu el puțin și era frământat, necăjit. Mi-a zis, frate Gabi, după ce am avut 10 copii, am zis destul. La noi, în zonă, trebuia să ai mai mulți copii. Și dacă el undeva la 10 a considerat că este un număr bun. Și spune el, într-o zi stăteam, m-am pus pe sofă, pe canapea să mă odihnesc, am închis ochii, nu știu, frate, cât a fost o vedenie, nu știu, nu cred că am visat. Deci am văzut că s-a deschis ușa la camera unde stăteam în sufragerie, a intrat un bărbat, l-am văzut doar de la piept în jos, nu i-am văzut fața, și ținea de mână doi copii. Și a venit la mine cu doi copii. Și a zis, uite Mircea, vreau să-ți dau încă doi copii. La care el s-a uitat și a zis, Doamne, Tu știi că în ultimele săptămâni, de două săptămâni, am mâncat numai porumb fiert, că n-am avut de mâncare la copii. Cum mai îmi dai încă doi copii? Ce să fac cu ei? Și Domnul a zis, Mircea, uite, am vrut să-i duc la alții, dar nu-i vor. Uite, pe tine te-a găsit vrednic să iei copiii ăștia. Vrei să iei. Uite, îți promit că dacă iei, am să-ți port de grijă ție și casei tale. Am să-ți promit că n-am să te las fără pâine. N-am să te las fără mâncare. Și spune el, la vorbele Domnului m-am lăsat înduplecat și a zis, bine, Doamne, dacă așa zici, uite, mai primești și pe ăștia doi. Și soția a rămas gravidă cu gemeni. A născut doi copii, nu la mult timp după aceea. Dumnezeu a mai dat încă doi copii după aceea, vorbindu-i soției dânsului, într-un vis. Dumnezeu a știut felul care să-i dea și i-a zis, frate, dar totuși ce te-a determinat? Și a zis, frate, glasul Domnului, felul care mi-a vorbit, Domnul m-a convins. Dar spunea el, după ce au venit copiii aceia doi, Dumnezeu a schimbat totul pentru casa noastră. A purtat Domnul de grijă și poartă Domnul de grijă. Și spunea, a văzut mâna lui Dumnezeu. L-a găsit Dumnezeu vrednic. Pe voi v-a găsit Dumnezeu vrednic să vă dea astăzi cât e un copil. Chiar dacă este rodul dragostei voastre și ați vrut voi, să nu uitați că și copiii voștri, copilul care vi l-a dat Domnul, acești doi copilași, vin de la Domnul. Vin de la Domnul. Toți copiii noștri vin de la Domnul și pentru că sunt și înțelegem că sunt de la Domnul, noi trebuie să-i privim cu un statut diferit.
Copiii noștri sunt ca o binecuvântare dată de Domnul. Copiii noștri au un anumit statut. Cuvântul Domnului în Psalmul 127, versetul 3 spune: iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pâtecelui este o răsplată dată de El. Dumnezeu ne binecuvintează prin copii. Și cât sunt, cât ne-a dat Dumnezeu, nu spun număr, să nu mă înțelegeți greșit, nu-i datoria mea să spun așa ceva. Ceea ce însă vreau să vă spun, cât ți-a dat Dumnezeu, 1, 2, 10, cât ți-a dat, toți să înțelegi că sunt dați de Dumnezeu și că ai responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Că sunt de la El. Sunt de la El. Sunt copiii mei care mi-a dat Domnul. Și dacă ne-a dat Domnul, atunci trebuie să fim atenți cum ne comportăm cu ei. Efeseni 6 cu 4 spune așa: și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. A crește pe copii. N-am să vorbesc de prima parte, dar dați-mi voi puțin, un minut, două, să zăbovesc la versetul acesta, dacă se poate să-l mai lăsați puțin pe ecran. Spune acolo: creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. A crește însemnează să-l ajuți să se maturizeze, să-l ajuți să deosebească binele de rău, să fie unul care face alegeri bune. De multe ori nu ne ocupăm de copiii noștri când să crească și când se căsătoresc, nu se căsătoresc cu ne place nouă. Și atunci e scandal. Bă, nu-mi place de ea, da, pe alta, nu ți-ai găsit-o. Da, nu, pe ăla. Păi toată viața nu te-ai ocupat să înveți cum să facă alegeri. I-ai dat numai de mâncare, i-ai dat haine, i-ai dat benzină, mașină, i-ai cumpărat mașină, l-ai ținut în școli, dar nu l-ai învățat să leagă. Și când e cea mai importantă alegere în viață, căsătoria, nu știe să leagă. Nici el, nici ea. Că nu ai crescut. A crește copiii însemnează să-i înveți să aleagă. Spune, crește-ți-i în mustrarea. Nu toată ziua să fii cu gura pe el însemnează a mustra, ci însemnează prin educație, prin greșelile care au făcut să înveți anumite lucruri, să aibă un anumit instructaj în care crește copilul, dacă aș putea să spune așa. Și apoi spune, învățătura Domnului trebuie să aduci la cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ne ocupăm de copiii noștri, frații mei, aici, când sunt mici, când vor crește mari, vă veți bucura de ei. Vă veți bucura și ne vom bucura de copiii noștri pentru că ei sunt dați de Domnul. Și dacă sunt dați de Domnul, sunt dați pentru a fi o binecuvântare pentru noi. Eu cred că toți copiii noștri sunt dați de Domnul pentru a fi binecuvântare. Și mă rog ca toți copiii bisericii, Maranata, Domnul să-i binecuvinteze și să-i facă tot să rămână o binecuvântare pentru Domnul. Uitați, unu, copiii vin de la Domnul. Doi, cum mai putem să avem copiii noștri și să se păstrăm ca o binecuvântare pentru Domnul, trăind noi ca părinți o viață cu Dumnezeu? Ascultați versetul 3 din textul care l-am citit. Iacov a zis lui Iosif: Dumnezeul cel atotputernic mi s-a arătat la Luz, care mai târziu devine Betel, în țara Canaan, și m-a binecuvântat. El mi-a zis: te voi face să crești, te voi mulți și voi face din tine o ceată de popoare. Voi da țara aceasta seminței tale după tine ca să o stăpânească pentru totdeauna. Iacov a umblat cu Dumnezeu, precum Isaac și Avraam, și acum urma copiii lui să beneficieze de faptul că el a umblat cu Dumnezeu. Păi, arul, Domnule, de când slujesc ca păstor, am văzut oameni care pocăiți, dar nu prea pocăiți, dar au fost binecuvântați și sunt binecuvântați. Și am reușit să le cunosc părinții și au fost oameni ai rugăciunii. Au fost oameni de bază. Au fost oameni care în biserică au susținut lucrarea. Au fost oameni care nu au fost bogați, părinții. Au fost mai săraci. Dar au fost oameni care au dus poverile Evangheliei în spate. Au fost oameni care au stat înaintea lui Dumnezeu și într-o zi Dumnezeu le-a promis. A spus, uite, pentru că ai făcut asta, am să-ți binecuvintez casa ta după tine. Și copiii beneficiază de binecuvântările care vin în urma ascultării părinților lor de Domnul. Ia ascultați ce spune Proverbe 20 cu 7. Proverbe 20 cu 7 spune așa: cel neprihănit umblă neprihănirea lui. Și spune partea doua cu un adevăr foarte mare. Ferice de copiii lui după el. Cu alte cuvinte, ei moștenesc umblarea părinților cu Dumnezeu. De aceea e tare important, iubiți părinți care astăzi
duceți copilașii la binecuvântare, să umblați cu Dumnezeu. Pentru că de umblarea voastră cu Dumnezeu atârnă binecuvântare. O să dau un exemplu, tot din Scripturi, de data aceasta este vorba de Avram, bunicul lui Iacov. Spune cuvântul Domnului în Exod, capitolul 2, versetul 24. După ce Israel stă în Egipt, 430 de ani, spune așa: Dumnezeu a auzit gemetele lor și și-a adus aminte, ascultați ce și-a adus aminte, nu de ei, ci de legământul său făcut cu Avraam, Isaac și Iacov. Și-a hotărât să trimite pe Moise să se-i scoată, pentru că Dumnezeu și-a adus aminte că a promis într-o zi lui Avraam, pe când Avraam era aproape mort, spune Biblia că era la 100 de ani, n-avea copii, și promite Dumnezeu odată și zice: auzi, Avraame, uite, celui plin de stele, așa va fi sămânța ta, ca nisipul, dar zice, să știi că sămânța ta va fi înrobită. 400 de ani și după, în al patrulea neam, 400, după 400 de ani, în al patrulea neam am să vă duc să-i scot afară de acolo cu braț puternic și mânătoare. Și și-a dus Dumnezeu aminte de promisiunea făcută lui Avraam. Ce frumos este să umbli cu Dumnezeu, Dumnezeu îți promite și tu nu vezi, poate că te duci. Dar copiii tăi după tine beneficiază de promisiunile care Dumnezeu ți le-a făcut ție. Extraordinar. Dacă vrem ca să rămână copiii noștri o binecuvântare, trebuie noi să umblăm cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. De fapt, scopul binecuvântării din ziua de astăzi nu este ca cineva să dea binecuvântare. Vreau să vă spun că eu nu am nimic de dat în palmele mele, nu este ulei din ăla care la Bethel Reading, nu curge fulgi de aur, nici minut din astea, nu există așa ceva. Eu sunt doar un om cu, ca și oricare altul. Cine binecuvintează în această zi copiii dumneavoastră este Dumnezeu. Nu la un om să vă uitați. Că nu omul dă binecuvântarea. Binecuvântarea o dă Dumnezeu. El este sursa binecuvântărilor. Scopul binecuvântării care îl facem astăzi are de a pune protecția numelui Domnului peste copiii voștri, pentru ca toată viața, când vor umbla pe pământ, să fie sub protecția lui Dumnezeu. Noi nu botezăm copiii, pentru că n-au nevoie să fie botezați. Copiii noștri sunt mântuiți datorită umblării noastre cu Dumnezeu. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 14. Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele. Alminteri, copiii voștri ar fi necurați, pe când acum sunt sfinți. Cu alte cuvinte, dacă s-ar întâmpla în familie unul să nu umble cu Dumnezeu și un soț și celălalt să umble cu Dumnezeu, copiii cad sub binecuvântarea părintelui care umble cu Dumnezeu. Până ajunge la vârsta când poate să deosebească binele de rău, când este major, destul de matur. Până atunci rămâne sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă amândoi părinții se departe de Dumnezeu, nu-și dau seama bietul părinte că își duce blestem în casă și că și copiii lor sunt blestemați. De aceea, frații mei, tare important trebuie să fim, să fim atenți cum umblăm cu Dumnezeu. Pentru că, vrem nu vrem, felul nostru de viață se aplică cumva și la copiii noștri. Sau se imprimă în ei. Vrem nu vrem, dragii mei. Umblarea cu Dumnezeu are un efect pozitiv și a nu umbla cu Dumnezeu are un efect negativ asupra copiilor noștri. Bună oară, divorțul face ravagii. Copiii în una divorțului sunt copii care au răni și le poartă toată viața lor. Copiii care trăiesc drama aceasta nu este una simplă. De aceea este tare important să înțelegem felul nostru de a umbla cu Dumnezeu, că trebuie să păstrăm viața noastră cu Dumnezeu în frică și temere de El. Că după noi vin copiii noștri care vor beneficia de protecția lui Dumnezeu dacă umblăm cu Dumnezeu. Și dacă am spus întâmplarea aceasta odată aici, eram copil mic acasă la mama și la tata, nu cred că aveam 10 ani, cred că eram poate undeva, dar mi-aduc aminte bine acest eveniment. Și mai veneau prin sat țiganii cu cortul să vândă oale, pepene, nu știu dacă vă mai aminte cum era prin țară, însă mai veneau și țigancile să ghicească și să citească în palmă. Și mama încuia ușa la poartă să nu vină la noi. Mama lucra în casă, noi eram copii mici,
pe acolo. Îmi aduc aminte că odată ușa a rămas deschisă la poartă și a venit o țigancă la noi la poartă și cine a deschis a fost sora mea mai mare, Moni. Și a deschis, m-am dus și eu lângă ea și când ne-a văzut țiganca, i-a zis la sora mea: dă-mi palma să-ți ghicesc în palmă. Și a luat mâna să ghicească în palmă, sora mea nu știa despre ce e vorba, i-a întins mâna, a luat și s-a uitat în palmă și a zis: voi sunteți pocăiți, la voi nu pot ghici în palmă. Voi sunteți pocăiți. Și în timp ce noi vorbeam, a venit mama și s-a luat de noi, a închis ușa și a alungat-o pe țigancă. Dar mi-am adus aminte acel eveniment, a rămas cu mine, că ea a răspuns: noi nu pot, că sunteți pocăiți, frații mei. Ceea ce noi astăzi facem nu e la voia întâmplării. Punând numele Domnului peste copiii noștri și iadul recunoaște că suntem copiii lui Dumnezeu și copiii noștri aparțin lui Dumnezeu. Noi nu facem o lucrare aici de ritual, ci noi credem că punând numele Domnului peste copiii noștri rămân sub protecția Domnului cât timp. Și noi rămânem sub protecția Domnului în ascultare. Doamne, ajută-ne la asta! În al treilea lucru, în al treilea adevăr, cum ne putem păstra copiii ca binecuvântare, este învățându-i de mici că ei sunt ai Domnului. Învățându-i de mici. Versetul 5 din textul care l-am citit spune așa: acum cei doi fii care ți s-au născut în țara Egiptului, înainte de venirea mea la tine în Egipt, vor fi ai mei, Efraim și Manase, vor fi ai mei ca și Ruben și Simeon. Cu alte cuvinte, copiii ăștia, uite, eu îi iau pe numele meu, îi înfiez. Ceea ce e, dacă vreți, un tablou al înfierii care ne-a făcut Dumnezeu prin Iisus Hristos nouă, când ne-a pus pe numele Lui. Și copilul trebuie să știe de mic că el este pocăit. El trebuie să știe că nu are voie să meargă unde merg ceilalți, că el este copilul Domnului. Că el nu-și poate permite să meargă să facă ce fac ceilalți. Și să-i spui: uite, eu, Dumnezeu mi te-a dat și eu trebuie să am grijă de tine. Îmi place când citesc întâmplarea aceasta despre Ana și Samuel în Biblie. Spune în 1 Samuel, capitolul 1, versetul 28, când Dumnezeu l-a dat pe Samuel, l-a dus înapoi la el și a zis așa: de aceea vreau să-l dau Domnului, toată viața lui să fie dat Domnului. Și s-a închinat acolo înaintea Domnului. I-a zis: uite, vreau să-l dau toată viața Domnului, l-a dat de mic. Realitatea, frați și surori, cei ce sunteți azi părinți aici și cei ce sunteți proaspăt părinți, este că toți copiii care ni-a dat Domnul sunt doar pentru o vreme la noi. Apoi trebuie să-i dăm înapoi Domnului. Vrem, nu vrem, nu stau cu noi toată viața. Copiii noștri ne-a dat Domnul și trebuie să-i dăm înapoi Domnului. Ce a făcut Ana, l-a dat mai repede înaintea Domnului prin credință datorită juruinței făcute. Dar până la urma urmei, toți dăm copiii noștri înapoi. Că ne ținem cu noi doar până la o vreme. M-am uitat așa puțin, am făcut așa un calcul, după ce Domnul ne-a binecuvântat cu 8 copii, să văd un picuț cam cât ținem copiii noștri și cât, ce influență avem la anumite vârste. E adevărat că cei mai mari întotdeauna sunt mai de sacrificiu, că pe ei învățăm să fim părinți. Și după ce învățăm să fim părinți, pe aia mici nu-i mai disciplinăm ca pe aia mari, că am învățat greșelile care le-am făcut când am fost pe ăștia mari, sau ăștia ori suferit. Și am stat și m-am gândit puțin, dacă ar fi să împart în etape viața unui copil care e la noi acasă, undeva primul an de zile este perioada în care el este cel mai dependent de părinți, în mod deosebit de mamă. Trebuie să-i dai de mâncare, îl ții în brațe, probabil în jurul vârstei de un an de zile începe să umble. După aia de pe la un an încolo, până pe la 4 ani, ți se împiedică în picioare, pe acolo umblă prin casă, se întoarce totul cu susul jos, trebuie să-i dai de mâncare, trebuie să-i schimbi diaperul, trebuie să te scoli la el noaptea, dacă se lovește trebuie să-l pupi și să-l... cu un sărut se vindecă toate durerile și suferințele. Apoi, după aceea, de la 5 ani, începe să trebuie să dai la școală. Păi nu vrei, trebuie să meargă la școală. Undeva, de la 5, undeva până pe la 10 ani am împărțit. E o perioadă asta, al vezi, de dimineață, când îi pui geanta și după masa când vine acasă. Prea puțină interacțiune cu el după vârsta de 5 ani. Apoi, undeva de pe la 10 la 14 ani, deja îi trebuie și lui telefon, vine să îi dai telefon, dacă nu-i cumperi telefon, îți ia telefonul tău și vrea să se joace cu telefonul și merge în cameră și se închide. Nu mai vrea să vorbească cu tine. Undeva de pe la 15-16 ani încolo, deja vrea mașină și trebuie să-i dai bani de benzină, să-i plătești asigurarea, bineînțeles, și să-i dai și bani să meargă out cu tinerii.
că trebuie să fie în pas cu toată lumea. Păi după, de la 18 ani încolo merge la college, la școală și dacă se poate cât mai departe de casă și îl mai vezi pe FaceTime sau la sărbători și în vacanță. Cam așa merge. Și apoi pe la 20 vine acasă și spune, mamă mă însor, sau tată sau mamă mă mărit. Și mai vine la tine când trebuie să-și lase pruncii, că mai au și de rezolvat treburi. Să vin să-ți dea nepoții. Și te-ai trezit că s-a dus viața și n-ai interacționat mult cu copilul tău. Cred că undeva, probabil 5 ani de zile, primii 5 ani din viața copilului, îl ai pe mână, cum trebuie. Primii 5 ani. Dacă primii 5 ani îl trimiți la daycare ca să-ți faci bani, imaginează-ți ce implicație ai avut și ce impact ai avut în viața copilului tău. Când atunci când a plâns, altcineva trebuie să sărute, să nu mai doară. Când altul i-a schimbat diaperul, când altul l-a pus la culcare sau alta l-a pus la culcare și nu tu. Și copilul nu va ști niciodată că a aparținut ție așa decât în acte și pentru bani. Dar mai cu seamă că a aparținut Domnului. Copiii noștri trebuie să învățați că aparțin lui Dumnezeu și că Domnul i-a dat pentru o vreme. Și cât timp stau lângă noi, trebuie să avem grijă de ei. De aceea iubiți-vă copiii, țucați-i, strângeți-i în brațe. Și când ești mai mari, nu lăsați, strângeți-i în brațe și țucați-i sa voștri, nu iertați. Că vine vremea când se duc și o să mai vrei și nu o să mai poți. Și dacă te împiedică prin casă, pe acolo, în loc să-i dai una la fund, că în picioarele tale dă-i un sărut. Pentru că ultimul lucru care aș vrea să încheie în această zi, dragii mei, timpul s-a dus și vreau să mă apropii de încheiere, fii atent în felul în care te adresezi copiilor tăi, dacă vrei să rămână binecuvântări. Ascultați ce a făcut Iacov, tare frumos, spune așa, versetul 10, pune-te rog sus versetul 10, spune așa, ochii lui Israel erau îngheuiați de bătrânețe și nu mai vedea, nu mai putea să vadă. Și Iosif i-a apropiat de el și ascultați ce a făcut Israel. Israel i-a sărutat și a îmbrățișat. I-a sărutat și a îmbrățișat. I-a luat în brațe emoțiile, atingerea unui copil, să simte că aparține cuiva. A avut dragostea aceea și a zis ăștia să ai mei, dă-mi încoace. Uite, ăștia-i trec pe numele meu, dă-mi încoace. Și i-a luat în brațe, i-a îmbrățișat și i-a sărutat. Bătrânul Iacov, care acum nu mai vedea, a mai putut să facă ceva și a zis, două lucruri mai fac. Uite, îi strâng în brațe și apoi îi binecuvintez. O să-i binecuvintez. Și ce îmi place la Iacov, diferit la tatăl său Isaac, vă spuneam data trecută despre Isaac, Isaac a fost egoist în felul lui pentru că a fost singur la părinți. N-a împărțit odată o banană sau o portocală cu nimeni. Totul a fost doar a lui. Și când a dat binecuvântare celor doi copii, de-a dat numai la cel favorit, la Esau. Când a știut, Iacov însă și-a dat seama de greșeală și când i-a binecuvântat, a binecuvântat toți copiii lui. Citiți în Biblie și veți vedea. La toți. Câte o binecuvântare a dat, câte ceva la fiecare. Ba mai cu seamă și la nepoți le-a dat câte o binecuvântare. Și spune Biblia că a binecuvântat și pe Efraim și pe Manase. Și a dat câte o binecuvântare, a avut acest gând bun ca să lase ceva, o vorbă bună, un gând bun, o îmbrățișare, un sărut. Noi românii suntem tare reci. Suntem tare, credem că dacă ne strângem copiii în brațe și îi pupăm, nu suntem așa de bărbați, trebuie să fim așa mai macho. Dar copiii noștri au nevoie de dragoste. Au nevoie de îmbrățișare. Până să-i dai banul să-și bage benzină în mașină, are nevoie de îmbrățișare. Are nevoie de o binecuvântare. Să spui mâna peste ea, să spui să te păzească Domnul pe unde mergi. Ai grijă pe unde mergi, că tu ești copilul Domnului. Dacă vrem ca să ne păstrăm copiii ca binecuvântare, dragii mei, învățăm de la omul acesta care a făcut și el greșelile lui. De omul acesta care în anii bătrâniței lui și-a dat seama și a reparat foarte mult omul acesta. Și a luat copiii aceia doi și a zis, uite, a meu și Efraim și Manase.
I-a trecut pe numele lui și a fost atent la felul în care a vorbit. A vorbit cu afecțiune copiilor acestora. I-a luat aproape și a lăsat ceva. De fapt, ce a spus Iacov pentru Efraim, care era mai mic decât Manase, a rămas peste generații. Biblia spune că Efraim a fost pus înaintea lui Manase. Și dacă veți citi dumneavoastră în Biblie, n-am să citesc acum în această dimineață, pentru că timpul s-a scurs, dar istoria aceasta este o istorie fascinantă. Biblia ne spune că Ruben a păcătuit înaintea tatălui lui și a luat, s-a culcat cu țitoarea tatălui și și-a pierdut dreptul de întâi născut. Și acum urma cineva să primească dreptul. Și era acum la nimereală dat dreptul. Nu mai era în funcția vârstei. Și Iacov zice, am să-mi aleg un nou întâi născut. Am să-l iau pe unul ca să-l pun în locul lui Ruben. Și Biblia spune, când Iosif i-a adus pe Efraim și pe Manase, la mâna dreaptă l-a adus pe Manase și la mâna stângă pe Efraim. Manase era mai mare, Efraim era mai mic. Și spune Biblia că atunci când a început să binecuvânteze, să-i binecuvânteze pe cei doi fii, spune că în adins Iacov și-a încrucișat mâinile și a pus mâna dreaptă pe capul celui mai mic, al lui Efraim, și mâna stângă pe capul lui Manase, care el trebuia să primească binecuvântarea. Și a început să-i binecuvânteze și zice, așa se vor binecuvânta evreii, Domnul să se poarte cu tine cu bunăvoință, cum s-a purtat cu Efraim și cu Manase. Și spune Biblia, și astfel Dumnezeu Iacov l-a pus pe Efraim înaintea lui Manase. Și Iosif îi spune, nu-i bine, tată, n-ai făcut bine. Nu, că ăsta e mai mare, ăsta e mai mic, nu schimba lucrurile. Și a zis, las că știu și eu, dacă m-am ales ceva. Și Efraim ajunge, dacă vă veți uita în cărțile prorocilor din Vechiul Testament, Dumnezeu are de face cu Efraim mai mult decât cu toate celelalte seminții. Pentru că Efraim intră într-o binecuvântare primită în dar. Primită în dar. Un tată, un bunic care a făcut ceva, a făcut o tranziție acolo. Iubiți părinți care sunteți aici împreună cu mine, bunici poate sau chiar străbunici, haideți să ne uităm la copiii noștri care au niște binecuvântări date de Dumnezeu și să le păstrăm toată viața. Cum vei zice, frate, dar poate că copiii mei nu mă ascultă, nu sunt unde, poate că am greșit. Frumusețea umblării cu Dumnezeu, dragii mei, este că atunci când ne apropiem de Dumnezeu și ne pocăim, Dumnezeu mai poate schimba lucrurile. Dumnezeu schimbă inima copiilor noștri. Eu cred că astăzi, spunând numele Domnului peste acești doi copilași, Dumnezeu este Cel ce va binecuvânta și binecuvântarea îi va păzi toată viața lor. Domnul să-i binecuvinteze pe ei, Domnul să binecuvinteze toți copiii bisericii, să binecuvinteze Domnul toți copiii noștri, chiar dacă nu mai sunt aici în biserică, sunt în alte părți, unde sunt, să fie sub binecuvântarea Domnului și Domnul să-și reverse harul lui peste noi, peste toți. Amin.